Mobilizare generală pentru ecologizarea râmnicului, înarmați cu mănuși și saci de colectare a gunoiului, aproximativ 2000 de râmniceni și nu numai au participat sâmbătă 6 aprilie la o amplă acțiune de ecologizare a mai multor zone din municipiu, derulată sub genericul Împreună pentru un oraș mai curat și coordonată de primăria Râmnicu-Vâlcea. Deci, după cum știu cei mai mulți, Râmnicul este cel mai curat oraș de România, dar pentru a fi în permanență cel mai curat, trebuie făcute astfel de acțiuni cât mai dese. Vreau să mulțumesc echipei mele, doamna viceprimar și domnul viceprimar, care s-au ocupat special de această acțiune. Se va face o acțiune câteva ore, 4, 5, 6 ore și sperăm că după această acțiune chiar va fi perfect Râmnicul. Vom repeta această acțiune și în preajma sărbătorilor pascale sau după sărbătorile pascale, în așa fel încât Râmnicul să fie, să-și mențină acest standard extraordinar de ridicat la curățenie. Referitor la întrebarea pe care a spus-o dumneavoastră, ce facem cu cei care încalcă legea, aplicăm amenzi. Sancțiunile sunt foarte dure, deja se aplică 25 de milioane pentru cei care aruncă țigări pe jos. Am rugat poliția comunitară și chiar vreau să-i felicit pentru acțiunile pe care le fac și deja se văd primele roade. Au fost amendați foarte mulți din cei care merg copiii la locul de joacă și aruncă țigarea jos. Dacă îi arzi la buzunar, cu siguranță nu vor mai face acest gest. Deci sunt extraordinar de bucuros de astfel de acțiuni. Vreau să-i mulțumesc tuturor celor voluntarilor care au venit la această acțiune. Acest lucru demonstrează că oamenii din ce în ce mai mult se implică în așa fel ca orașul lor să arate cel mai bine. Cum e să te ocupi de o acțiune așa de amplă? Este frumos. În primul rând vreau să le mulțumesc tuturor care au răspuns afirmativ la această acțiune. Ce pot eu să spun? Suntem 1200 de persoane. Sper să reușească să ajungă toți care au promis. Avem 14 locații care ne-am implicat mult mai mult pentru că acolo este cea mai multă mizerie și oamenii sunt certați cu curățenia, ca să spun așa. Cred că va ieși bine. La final o să vă arătăm că totul a ieșit așa cum i-am dorit. În fiecare an am făcut curățenie în oraș, dar de data aceasta este de o anvergură foarte mare și să-i mulțumim colegii noastre, Carmen, pentru că ea s-a ocupat de tot ce înseamnă această organizare și vrem să mulțumim foarte multe instituții care au răspuns apelului nostru, ISU, Poliția, Jandarmeria, Universitatea Constantin Brâncoveanu, Clubul Cozia, profesorii, da, multe colegii și, nu în ultimul rând, colegilor noștri de la Partidul Ecologist Român, care sunt cu sufletul alături de noi. Ca mențiune, n-am implicat foarte mulți elevi, pentru că dacă chemam și elevi, cred că aveam cel puțin 3000 de oameni. Dar au venit, spre surprinderea și pe bucuria noastră, foarte mulți profesori, foarte multe cadre. În așa fel încât, v-am spus, să râdem cu să arate așa cum ne dorim cu toți. Știți că prin rețele de socializare noi trebuie să ne ajungem în toată lumea și chiar avem comentarii la șirile făcute cu dumneavoastră, chiar din satele Lute, că Râmnicul chiar este un oraș foarte frumos. Cei care au venit, români plecați acolo și uite aici, îmi spun chiar că e poate mult mai frumos decât Sibiu, ținând cont și de peisaje. Să știți că și noi avem, fără lipsă de modestie, avem acest feedback, pentru că foarte mulți care vin din alte orașe, și aici fac o paranteză, săptămâna trecută au fost 5 primari din zonele limitrofe, din municipiile limitrofe și președinții Consiliului Județean și toți la unison au spus că Râmnicul este un oraș extraordinar și acest lucru nu face decât să mă bucur extraordinar de mult. În doar câteva ore au fost strânse aproape 10 tone de deșeuri de pe dealul Capela Arhiepiscopie, albia râului Olănești, faleza din dreptul Catedralei Ostroveni, zonele adiacente bulevardului Demrădulescu, zonele de picnic de pe strada Lacului și de pe strada Ostroveni, terenul din spatele complexului Family Center din bulevardul Tineretului, zona Parc Industrial Sud Ambient, vecinătatea locuințelor sociale din Ostroveni Sud, de la fostul cămin de bătrâni și Petrișor Morilor. De asemenea, Inspectoratul Județean de Jandarmi a salubrizat zona învecinată sediului propriu din Troianu. ISU General Magheru a avut în sarcină strada Ion Creangă, iar SCETAS a făcut curățenie pe strada depozitelor. Piețe Prest a pus la dispoziție saci de colectare a gunoiului, iar la final au preluat toate deșeurile strânse în fiecare din zonele vizate.